Desigur că ați vorbit despre carte ca despre o instituire, ca de o regăsire. Și într-adevăr, cu cât am lucrat mai mult la această carte, am ajuns la gândul pe care l-ați exprimat, că de cele mai multe ori, privind către valorile pe care le-am avut, și noi am trebuit să spunem așa cum a spus Eminescu despre Epigol, simțiri reci, harfe, zdrobite. Când ne punem în paralelă cu ce am făcut alții înaintea noastră. Dar avem curajul că, avându-i pe ei, putem și noi construi. Chiar Părintele Chilicuță s-a orientat la începutul activității către Eminescu. A scris o carte Eminescu, pedagog, pe când era la Mătușani. Și legate de personalitatea Părintelui Toma Chilicuță sunt foarte multe dimensiuni ale vieții noastre care sunt la fel de actuale și astăzi. Chiar mă gândeam când vorbeam despre zgomotul de pe stradă, a scris în 1933 un editorial în Fântâna Darului, Tirania mașinei. Și el spunea în felul următor, căci că profesia de bază a generației noastre, vedeți, deci asta era cu 70-80 de ani înainte, este șoferul. Pentru că el conduce mașina. Și suntem o civilizație dominată de mașinism. Ei bine, acum, de la mașină la computer, nu a fost decât un pas. Dar, în fine, sunt foarte, foarte multe lucruri de descoperit citind pe Toma Chilicuță. Eu am făcut un mic început. E o triremă. E un semnal de a arăta că lumina există. Trebuie doar să o căutăm și să o urmăm. Pentru noi, pentru cei de la parohie, de aici, pentru că ați vorbit, am mai vorbit cu cei din Consiliul, din Comitetul Parohial, ei aveau atunci, în anii 30-40, Frăția Sfântului Ciprian. Deci era un departament foarte puternic, cultural, misionar, acesta care tipărea cele două reviste, tipărea broșuri, misionare le răspundeau. Era un departament social-filantropic, cel care s-a ocupat și cu achiziționarea pământului pentru a construi așezământul Sfântului Ciprian și, bineînțeles, unul administrativ, unul practic, care funcționa aici în biserică, tocmai pentru a asigura luna în ordine și toate celelalte trebuințe ale bisericii. Noi ar trebui să redescoperim Duhul acesta al frățietății în lumina Sfinților Ciprian și Justina. Și între proiectele noastre este construirea unui mic centru aici, în apropierea bisericii, în care să însăilăm ceea ce poate s-a pierdut de-a lungul anilor. De asemenea, cu binecuvântarea prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, biblioteca parohială se numește acum Toma Chilicuță. Deci o bibliotecă parohială care așteaptă, de fapt, opera Părintului Toma Chilicuță, care este răspândită prin diferite alte biblioteci. Și noi încercăm să reedităm. Deci, cu acest volum în care am pus 4 texte alese, pe care eu le-am considerat reprezentative pentru început, să deschidem un drum. Poate nu noi, generațiile care vor urma, dar este nevoie să reedităm opera Părintului Toma Chilicuță, pentru că ea este actuală și pentru noi și pentru cei care vor veni după noi. Aș vrea acum ca să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în realizarea acestei cărți și, desigur, aș începe cu familia, cu cei doi membri pe care îi avem aici, cu domnul doctor Chilicuță, cu domnul inginer Cornel Lungu, de asemenea cu cei din țară, cu cei de la Academia Bârlădeană, pentru că și aici este un tâlc. Vedeți un om care se naște la Odaia Bursucani și care ajunge pe calea victoriei și învață cu Duh profetic cuvântul mântuirii. Noi anul acesta avem în Biserica noastră Ortodoxă un an omagial dedicat satului românesc. Satul are și el datorii față de întreaga societate, pentru că dacă vorbim despre Odaia Bursucani, ne gândim automat și la Ipoteștiul lui Eminescu și la Cumuleșul lui Creangă și la Lancrămul lui Blaga și la, ce știu, Târgășiua lui Rebreanu sau multe, multe alte sate care au dat valori mari poporului român. Avem și aici o datorie. Și, de asemenea, celor de la Botoșani, unde a păstorit vreme de 5 ani, 6 ani, cam așa, înainte de a veni în București, părintorului de acolo, diaconul. Și, bineînțeles, celor din București și doamne Elena Lazar, de la Academia Română, care m-a ajutat cu texte din lucrările care nu
se găsesc decât acolo. Bineînțeles, la Biblioteca Sfântului Sinod, deci la Mănăstirea Antim, de asemenea, și Arhiva Radio, care mi-a pus la dispoziție textul de pe coperta 4, este din Arhiva Radio. Și, bineînțeles că, vă spuneam, efortul acesta este doar un modest început care trebuie continuat, trebuie împlinit așa cum se cuvine pentru o personalitate uriașă a Bisericii noastre și a Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați venit astăzi aici, înainte de începutul Sfântului și Marelui Post, ca să convorbim despre un părinte minunat al Bisericii noastre. Ați achiziționat poate câte o carte, părintele făcea absolut următor. Toate cărțile pe care le vindea, le reinvestea și făcea alte lucrări misionare. Și această carte, desigur, este dăruită bisericii și din veniturile care se vor aduna, sigur, vom contribui la toate lucrurile de aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, să dorească sănătate, bucurie și binecuvântare în vremea postului către Lumina Învierii. Amin. Așa, cum am pregătit